Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la al treilea vlog de aici, din America, al treilea oraș. Suntem în Los Angeles. Am ajuns aseară cu bine cu avionul după 6 ore de zbor din Miami. Am avut noroc că am găsit unde să dormim aseară. Nu aveam o cazare rezervată. Am găsit când am ajuns aici. Am avut noroc că am găsit o cameră acolo pentru că noi nu făcusem rezervare dinainte să venim în Los Angeles pentru că suntem proști. Acum mai stăm și noi câteva minute să ne relaxăm după drum, să ne mai încărcăm bateriile și nouă și la telefon. După care o să mergem pe Walk of Fame să vizităm steluțele mirobolante de acolo. Ne revedem când ieșim afară din cazare. Acum suntem în drum către Walk of Fame. Avem o mică problemă, suntem cam departe de metrou. Metrou nu e așa extins aici în Los Angeles cum a fost în New York și trebuie să mergem ceva pe jos, dar nu e problemă. Prima impresie despre LA, gunoaie. Sunt destul de multe gunoaie pe jos. În rest îmi plac palmierii, arată frumos palmierii de aici. Vremea e frumoasă. Ia zi, Daniel, care e prima ta impresie de aici? Iată, deja s-a îmbrăcat ca CJ. Urmează să mă îmbrac și eu, trebuie să găsesc un magazin să-mi cumpăr un maieu. Vreau să fac o poză îmbrăcat ca CJ din San Andreas. O să iasă mișto. Dacă vreți să vedeți poza din nou, vă spun, intrați pe Instagram-ul meu, edievice. Aveți linkul în descriere. Dacă vă plac pozele mele pe acolo, puteți să-mi dați un follow. Hai, ne vedem de la Walk of Fame, de la steaua lui Michael Jackson. Am ajuns, tată! Am ajuns pe Walk of Fame. Ia uitați-vă stelele pe jos, pe aici. Hai să-l găsim pe cumnatul nostru, Michael Jackson. Unde este? Un mesaj foarte important. Omul acesta care mă filmează acum o să ajungă stea aceea în curând. Se știe, se știe. Say hi, my man, say hi. Hello, I'm one of the Angelinos that met these talented Romanians. Oh. They came to Los Angeles, yes, and told us all about their wonderful country of yours. Right? Is that what I was supposed to say? Have a good one. Love you guys. Love you too. Hop, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Michael Jackson! Tu realizezi că aici a stat Michael Jackson? Toată lumea s-a oprit la steaua lui Michael Jackson, ca să vă dați seama cine a fost omul ăsta. Mamă, nu-mi vine să cred. Danele, unde am ajuns? Michael Jackson a stat aici. Fă-mi repede o poză, mâncați. Am făcut poză și la steaua lui Michael Jackson, cu greu, pentru că toată lumea care trece pe aici se oprește la steaua lui. Atât de mare star a fost omul ăsta. Sunt foarte mândru că am ajuns aici. Uitați-vă puțin cum arată strada asta. Chiar rău de tot. Am terminat și cumpărăturile de suveniruri pentru mine și pentru prietenii mei din România. Magazinul cam așa arată. Este destul de mare. Mi-a adus aminte de magazinele din Disneyland. Cam așa e și aici. Acum mergem să căutăm un maieu ala Carl Johnson, cum are și Danelu, pe care mergem să mâncăm ceva și nu știu dacă ajungem azi la mormântul lui Michael Jackson. Dacă nu ajungem, o să mergem sigur în Beverly Hills să vedem orașul de acolo noaptea. Și am ajuns și pe dealurile Hollywoodului. Încercăm să găsim semnul acum. E o priveliște minunată în spatele meu. Se vede LA-ul. Hai să găsim semnul ăla nenorocit pe care îl vedem în filme. Pe unde naiba este? Zi, Daniel, ești entuziasmat? Așa. Băi, deci nu cred ce țeapă ne-am luat. Deci aici unde suntem noi nu e semnul. Semnul e undeva în partea aia unde sunt luminile albe. Și nici măcar nu e luminat, băi. Deci nu e luminat, aici e altceva, nu știu, e o clădire, ceva, un observator. Am o comună lângă Craiova, orașul meu natal, am o comună și are un semn la fel ca ala, ca Hollywood. Și e luminat seara, ăla se vede, se vede seara, dar asta nu se vede. Da, asta e. N-am avut norocul să vedem semnul Hollywood, dar suntem într-un observator. Se numește observatorul Griffin. Și am găsit o chestie foarte tare aici. Este un pendul care demonstrează rotația pământului în jurul axei sale. Aici avem un pendul care se mișcă în aceeași direcție tot timpul. Și acolo avem niște cărămizi mici care sunt doborâte de rotația pământului în jurul axei sale. Pendulul ăla nu își schimbă direcția. Pământul se rotește cu tot cu cărămizile alea și asta face ca pendulul să doboare cărămizile. Ceea ce mi se pare un lucru foarte tare și arată cât de interesantă e natura. Bun, am ajuns într-o încăpere unde se vorbește despre astronomie. Nu știu dacă știați, dar astronomia este unul dintre subiectele mele preferate. Aici avem cadre cu universul văzut prin diferite
unde ale luminii. Deci aici avem diferite unde ale luminii și cum sunt ele detectate. Unde radio, unde microwave, infrared, undele vizibile pe care le vedem noi cu ochiul liber, ultraviolete, X-ray-uri și gamma-ray. Practic, ce ne arată ei aici este cum vedem noi universul prin aceste unde. Am citit tot ce scrie pe aici, mi se pare super mega interesant. Se pare că ne-am luat țeapă cu semnul ăla, dar am ajuns într-un loc foarte tare. Eu cred că am meritat să urcăm până aici. Până la câți bani au americanii ăștia, n-au avut și ei bani să pună niște lumini pe semnul ăla. A meritat că am urcat până aici, ia uitați-vă ce priveliște avem în spate. O mare plină de lumini cu centrul LA-ului acolo în spate, este minunat. Că tot am vorbit despre astronomie, luminile astea se văd ca stelele pe cer, dacă putem spune așa. Cam asta a fost prima zi de LA. Ne vedem mâine cu noi aventuri. Mâine cred că o să mergem prin centrul orașului, o să mergem și la plajă și la mormântul lui Michael Jackson, vreau să ajung neapărat. Hai, ne vedem de mâine. A doua zi de Los Angeles. Am început ziua puțin mai târziu decât voiam, dar nu e problemă, eu cred că avem timp să facem tot ce ne-am propus să facem azi. Acum, după cum puteți vedea pe sub cămașa asta, am maieul de CJ. Mergem să facem poza aia din GTA San Andreas. După care mergem la plajă, tot la plaja aia pe care o vedeți și în San Andreas, Santa Monica Beach se numește. După asta mergem prin centrul LA-ului, după care terminăm cu mormântul lui Michael Jackson. Zi, Daniel, ești gata de o nouă zi de LA? Este. Am terminat și cu poza lui CJ și acum suntem la Santa Monica. Santa Monica Beach este fix aici în spatele nostru, aici e pontonul ăla lung pe care mergi în GTA și te arunci cu mașina în apă. Hai și la Oceanul Pacific să băgăm mâna în el puțin. Băi, ești nebun, arată fix ca în GTA. Zi, Daniel. Ziceți-mi voi că nu vă pare familiară locația asta. Uite, uite roata aia, vedeți? Roata aia de la finalul pontonului, exact ca în GTA. Aici e o parcare jos, aici e autostrada, aici erau dealurile alea. Ce tare, ești nebun. Când te gândești că acum 10 ani mă jucam San Andreas și mă plimbam pe aici cu CJ, cu caracterul din GTA și acum sunt eu aici. Acum îmi dau seama că a meritat toată munca de vara asta, toate orele multe pe care le-am muncit. E bine, pentru asta am muncit, să stau să mă relaxez puțin aici pe Santa Monica Beach. Și de asta merită să muncești, să muncești din greu, să faci bani ca să te și distrezi la un moment dat, să-ți încarci bateriile și să revii cu forțe proaspete, iar asta voi face și eu când mă voi întoarce în România. Dar deocamdată mă bucur și eu de locația asta șmecheră rău de tot. Nu-i așa, Daniel? Pe bune, frate. Așa. Daniel e omul care mă confirmă pe mine. Da, am ajuns și la finalul pontonului. Aici pescuiam eu pe Sampa, acum văd că e lume pe aici. Dați-vă bă la parte că speriați peștii. Priveliștea e superbă, Oceanul Pacific cu razele soarelui căzând pe el. O să mergem și jos la plajă să ating și Oceanul Pacific, că nu l-am atins niciodată. E bine vacanță. Bun, am terminat cu Santa Monica Beach și acum mergem în centrul LA-ului, mai exact în zona numită Skid Row, unde am înțeles că nu e tocmai ce te-ai aștepta de la un oraș precum LA-ul. Sunt foarte mulți oameni ai străzii pe acolo care și-au pus corturile pe stradă. De asta vreau să vedem cum trăiesc oamenii mai defavorizați din acest oraș, pentru că, da, există multă bogăție aici, există foarte mulți oameni bogați, vedete, actori, dar există și partea mai întunecată a orașului, iar asta o să mergem să vedem acum. Am ajuns și în centrul LA-ului. Fix aici se află Hotel Cecil. Pentru cine a văzut documentarul de pe Netflix cu fata care a murit aici în canistrele de apă, cred că deja le văd acolo sus undeva. Sunt niște, nu știu, tuburi. Cred că fix acolo e. Faza care a murit în hotelul ăsta și turiștii veneau și beau apă din canistra în care ea s-a sinucis. Suntem fix lângă hotelul ăsta. Deocamdată nu văd corturile de oameni ai străzii care ar fi prin centrul orașului, cel puțin așa am auzit ce am văzut pe internet. Încă le căutăm. Hai să vedem dacă le găsim sau nu. Și am găsit câteva corturi pe aici pe stradă, dar nimic din ce am văzut pe internet. Sunt doar 2-3 corturi. Am dat un ocol pe aici prin centrul LA-ului și nu am găsit foarte multe corturi, așa cum văzusem eu pe internet. Se pare că oamenii străzii au fost mutați în altă parte de aici și asta e un lucru bun, un lucru îmbucurător. Sărăcia, din păcate, aduce la disperare, iar disperarea aduce la
lucruri marele, precum violența. Nu cred că centrul orașului era locul cel mai bun în care oamenii aceștia să-și petreacă viața. Din păcate, sărăcia e un fenomen destul de răspândit aici, prin America. Vezi pe străzi foarte mulți oameni ai străzii. Sper că găsesc ajutor din partea autorităților. Mie mi se părea interesant că ei erau plasați fix în centrul orașului. N-am mai auzit de asta și n-am mai întâlnit niciunde în lume chestia asta și de asta voiam să văd cum trăiesc oamenii străzii fix în centrul LA-ului. Nu i-am găsit, e bine că au fost mutați în altă parte, așa că noi ne continuăm călătoria la un alt loc destul de trist pentru mine, mai exact la mormântul lui Michael Jackson. Ne vedem de acolo. Da, se pare că n-am avut noroc cu mormântul lui Michael Jackson. Sunt două cimitire cu același nume, Forest Park, Forest Lawn, de fapt. Noi am băgat adresa pe Uber de la primul, la unde nu e Michael Jackson. Apoi am ajuns aici, până la urmă, unde este, de fapt, locația, doar că prea târziu. Se închide la 6 și e deja 6 jumate aproape. Deci, n-am apucat să-l vedem pe Michael Jackson, dar asta este. Câteodată nu-ți merg lucrurile așa cum ai plănuit, câteodată mai faci greșeli, dar mergem înainte, mâine ne întoarcem acasă, ne întoarcem în România noastră. Astăzi seară nu prea mai avem nimic în plan, o să mergem la cazare, să dormim bine, să fim odihniți și mâine ne vedem în aeroport. Hai, noapte bună! Oameni, asta e ziua în care ne întoarcem acasă, ne întoarcem în România. Au fost 4 luni frumoase, 4 luni grele, dar și frumoase în același timp. Am muncit, m-am distrat, am cunoscut oameni, am avut experiențe noi și am făcut bani. Vă încurajez și pe voi să experimentați cât sunteți tineri, să mergeți în experiențe noi. Eu zic că a meritat toată munca, a meritat, mai ales acum pe final când ne-am și distrat. Sper că v-au plăcut cele 3 vloguri din marile orașe ale Americii. Acum mă întorc acasă, mă întorc la facultate și nu în ultimul rând mă întorc la ce îmi place mie să fac cel mai mult și anume YouTube. Așa că fiți pe fază pentru că urmează lucruri foarte tari. Așadar, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, vă rog să-l distribuiți mai departe și să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like dacă v-a plăcut experiența noastră din America. Eu m-am distrat cel puțin împreună cu Daniel și prietenii mei aici. Sper că v-ați distrat și voi împreună cu noi și până data viitoare, nu uita, pune E un reușită, nu un rateu. Apa.